Constanța Iamea reprezintă modul inedit al tinerilor din sistemul de învățământ din oraș pentru a-și arăta mândria că locuiesc la malul mării. Elevii de liceu, dar și studenți, precum și sportivi, și-au dat mâna pentru a organiza un eveniment de neuitat, atât pentru ei, cât și pentru turiștii ce vor fi prezenți pe faleza cazinoului din oraș. Aici se desfășoară sâmbătă și duminică evenimentul. Inițiativa a plecat de la Consiliul Județean al Elevilor și noi toți am răspuns prezent la acest lucru. Ne-am dat mâna pentru a organiza și a sărbători orașul nostru, Constanța, și cred că primul cuvânt pe care l-aș spune ar fi: ne dorim o Constanță mai frumoasă, mai curată, mai veselă. Depinde de fiecare dintre noi. Primăria Municipiului Constanța, împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Consiliul Județean al Elevilor Constanța, Inspectoratul Școlar al Județului Constanța și Asociația Terra Semper Fidelis Constanța, organizează acest eveniment care este despre copii, despre sport și despre ceea ce este mai frumos în fiecare dintre noi. Acest eveniment demonstrează o dată în plus că locuitorii Constanței sunt uniți prin educație și sport. Am transmis o invitație tuturor liceelor din municipiul Constanța pentru a se înscrie la acest eveniment și am avut un real succes, în prezent fiind confirmată prezența la manifestări a unui număr de aproximativ 450 de elevi însoțiți de cadre didactice din liceele municipiului Constanța. Calendarul dedicat zilelor Constanței este unul plin de evenimente spectaculoase. Sâmbătă, începând cu ora 10, pe splanade din fața cazinoului, vor avea loc diferite manifestări sportive, precum reprize de rugby, basket, reprezentații de dans sportiv, dar și de volei, karate, fotbal și multe altele. Programul din prima zi de weekend se va încheia cu o reprezentație de streetball, deschis tuturor iubitorilor de mișcare. Deja suntem în al treilea an în care organizăm turnee de streetball. Deja am ajuns la nivel internațional, sunt FIBA approved și cu siguranță vor fi acolo și sunt interesați de acest tip de evenimente. Vor fi demonstrații de basket, toate structurile sportive din Constanța pe disciplina basket vor fi acolo, vor face demonstrații, vor interacționa cu publicul. Ziua de duminică, în schimb, va fi rezervată unei parade oficiale la care sunt invitate să participe cât mai multe persoane. Deplasarea constanțenilor are loc pe traseul Sala Sporturilor, Bulevardul Tomis, Term, Casino. Tot în această zi se vor desfășura ateliere de creație, un concert a 5 formații din licee constanțene, precum și o serie de concursuri sportive. Va exista un atelier de creație. Aici Palatul Copiilor este cel care a venit cu această idee. Noi am pus la dispoziție atât materialele necesare, cât și spațiu. Primăria va fi amenajat un spațiu de creație, la fel cu un concurs, care vor fi premiate locurile 1, 2 și 3. Întreaga desfășurare a fost gândită de reprezentanții Direcției Județene de Sport și Tineret, în colaborare cu Consiliul Județean al Elevilor, Primăria și Asociația Terra Semper Fidelis, Perspectiva pentru Viitor, alături de partenerilor. Potrivit organizatorilor, tot de zilele Constanței vor mai avea loc în Piața Ovidiu un concert de muzică folclorică din zona Dobrogei, organizat joi de la ora 18, împreună cu Arhiepiscopia Tomisului, dar și Festivalul Scoicilor.